Mirela 2 spune, din informațiile pe care le am, deci nu spune, cred eu, că Federația o va salva pe Dinamo, gen la masa verde. Spune, din informațiile pe care le am, dacă Dinamo se va afla pe loc retrogradabil, va fi salvată și se va trece la 18 echipe. Credeți în această variantă? Nu, pentru că dacă Dinamo se clasează pe unul din ultimele două locuri, ar da baraj. Și la baraj se poate întâmpla orice. N-au cum să rămână 18 echipe fără să ajungă de cel puțin două din Liga a doua. Deci sunt 16 acum, da? Da. Asta ar însemna ca locurile 13-14 să nu mai dea baraj, să scape de... Iar locurile 15-16 să dea baraj cu locurile 3 și 4 din play-off-ul Ligii Secunde. Da, ar însemna tot un colac de salvare. În primul rând ar însemna o schimbare, din nou o schimbare a sistemului competițional în timpul desfășurării unui sezon competițional. S-a mai întâmplat. S-a mai întâmplat. Eu nu cred în varianta asta. Mie mi-ar conveni. V-ar conveni de ce? Da, pentru că chiar dacă am militat în trecut pentru sistemul cu play-off, pentru clubul pe care îl reprezint, play-off-ul în niciun caz nu este ceea ce trebuie. Antipatiile se pot arăta în a doua parte a play-off-ului, din partea unora care nu mai au nimic de câștigat sau de pierdut din punct de vedere sportiv. Dar pot câștiga din alte puncte de vedere. Nu mă refer la financiar, ci dacă eu nu suport o echipă și nu o suport, bineînțeles că o să fac tot ce pot ca să nu ia campionat. Nu neapărat se aplică acum, că suntem departe și ar fi așa, cumva forțat să discutăm despre campionat. Da? În play-off se pot schimba multe. E adevărat, se poate face o variantă poate cu 18 echipe și să nu se renunțe la play-off și play-out. E, asta ar fi, nu cred că ar... mult mai ușor ar fi 34 de etape. Da, dar până la urmă sistemul ăsta a adus, să spunem așa, interes atractivitate, interes, pentru că nivelul a tot scăzut în România, măcar prin interes a fost ținut atenția. E corect și asta, dar nu știu, sunt cam multe etape. Ce faci, joci doar turul? Nu știu, găsești o formulă. Da, nu prea e formulă la, dacă te duci sezon regulat, fiecare cu fiecare, tur-retur, ai 34 de etape. Nu mai ai cum să mai joci. De exemplu, Belgia are dintre doar primele 4, dacă nu mă înșel, într-un mini play-off. Adică belgenii au schimbat mereu. Au schimbat mereu, da. Da. Ei au și ceva intermediar între play-off și play-out. Oricum, ideea e că nu credeți în varianta asta pentru care presupune anumite chestiuni care nu pot fi implementate, nu pentru că neapărat nu credeți că Dinamo trebuie salvată cu orice preț. Nu știu. Eu chiar nu merg în așa departe. Am spus-o, o repet, îmi doresc ca Dinamo să fie în primul eșalon. Dacă s-ar putea să-i batem așa cum i-am bătut anul ăsta de fiecare dată, ar fi și mai bine. Dar Dinamo vrea în primul eșalon. I-aș vrea și în play-off, nu e problemă. Asta chiar nu se poate. Nu. Și, dar nu sunt ironic. Mi-ar plăcea un play-off, spre exemplu, CFR abonate, lucru cert, dacă nu se întâmplă vreo insolvență din nou sau vreun faliment, cine știe, că se aud multe și din zona aia. Acum tocmai cineva îmi propunea jucători de la CFR și îmi spunea, dacă e adevărat sau nu, eu n-am de unde să știu, că lui Butean CFR ar fi datoare cu 600.000. O sumă în jurul a 600.000 de euro, lui Butean. Așa că vă dați seama, dacă e adevărat, cam ce sume sunt restante pe la alți jucători. Nu știu, n-am idee. Știu doar că mi-ar plăcea, așa cum am spus, CFR, noi, Rapid, Dinamo, Universitatea Craiova și, nu știu, mai puneți una. Bună, care ar fi? Botoșan, Faru, mă rog. Sepsi, da. Să spunem că are stadion prea frumos. Da. Da. Ok, e interesant ce spuneți, că practic v-au fost propuși jucători de la CFR. Da, bănuiesc că din cei puși de ei pe lista de, logic, de transfer. Logic, și da. Sunt nume atractive pentru FCSB, la ce vă... Nu. Nu. Chiar nu. Ok. Păi știți ce jucători sunt în afara listei? Hoban, care face 39, de dacă n-a făcut, merge pe 40 oricum, e da. Decembrie 82, parcă născut. Butean Ciubotariu, Fofana, Tairi, Rodriguez, portarul ăla de la Sibiu, Cristiano Figueredo. Da.
pe cine să intereseze. Sestor e pe această listă? Nu, am spus jucători care nu sunt, care n-au drept de joc. Sestor joacă în campionat pentru ei. Și asta se mai pot schimba listele. Nu. Noi am fost întrebați de Ciobotariu și de Butean. Și nu vă interesează niciun. Adică nu e atractiv. Ce fundaș central avem? Păi la noi ne rugăm, adică așteptăm momentul în care să joace Haruț, fundaș central, care e fundaș central și născut 99 și să vrem un jucător mai mare decât el, cu un an, care are un trecut din Amovie. Nu, mie îmi place Ciobotariu. Mi se pare un jucător interesant. Poate acum 2-3 ani, dacă nu am fi putut să luăm, poate luăm, dar la momentul ăsta avem fundaș central, slavă Domnului. Cristea și Miron au 27 de ani. Poate că lumea s-a săturat de ei, dar s-a născut 94, adică chiar nu sunt deloc în vârstă. E Haruț, e Vinicius Spunevar, ne mai gândim și la pepinieră. Nu. Spuneți că am văzut informații, există interes, există posibilitatea ca Bogdan Stancu să revină la FCSB? Nu am discutat cu patronul ăsta. A fost interes mare din partea lui Gigi în vară. Uh-huh. El n-a vrut să vină, a plecat în Turcia. Și acum, nu, chiar n-am discutat cu Gigi asta. Am discutat foarte puțin zilele astea, fiind în prag de sărbători, ne-am concentrat pe alte probleme. Nu, toți în privința Cheșeru Budescu mai sunt? Nu, n-am vorbit nimic. Deci nu s-a discutat. Nu. Am înțeles. Nu. Ok. Încă un lucru vreau să vă mai întreb despre posibilitatea asta ca Mutu să ajungă selecționer. Pare iminentă numirea și așteptăm dintr-o clipă, probabil că tot sărbătorile întârzie această numire. Cum o comentați așa la prima vedere, la prima mână? Poate m-aș scrie și eu în trupa celor care contestă vehement. Doar că eu am vorbit mult cu Adrian Mutu în ultima vreme, de când el a fost numit selecționerul național de tineret. Și îmi place cum vede fotbalul, îmi place cum gândește. Mi-a spus dinainte ce vrea să facă, pentru că noi aveam niște jucători care mergeau la echipa națională în tineret. Și mi-a spus ce le cere, diferit de ce li se cerea la club. Și ei au interpretat partitura pe care el le-a cerut-o. Mi-a plăcut exact cum a gândit și, în general, îmi place. Acum, sigur, CV-ul pe care îl are nu îl recomandă deloc. Ca antrenor, da. Nu, ca selecționer. Poate ar trebui să aibă mai multă experiență, dar am văzut lista celor care au fost discutați, am înțeles numelor care au fost discutate în comitetul executiv sau în comisia tehnică. Comisia asta. Tehnică, da. Bine, că m-am uitat, sunt niște nume în comisia tehnică, unul nici nu știu un nume, iar unii care, să mă ierte Dumnezeu, dar nu-i recomandă cu nimic carierele pe care le-au avut ca tehnicien să facă parte din comisia tehnică. Adică mie mi se pare, eu știu ce comisie tehnică avea FIFA, UEFA. Nu e același lucru la noi. Și ce părere aveți de numele care erau acolo? Nu de componența comisiei tehnice? Ce părere am de nume? Vehiculate, da. Nu văd că Mutu ar avea vreun contracandidat cu niște... Ok, sunt cei vechi. Dar nu știu dacă trebuie să ne întoarcem și să ne întoarcem mereu la aceleași nume. Aia nu știu. Poate să fie bine, poate să nu fie bine. Nimeni nu știe. În orice caz, dacă va fi Mutu, mine are un om care îl susține din toate punctele de vedere. Am spus, chiar îmi place. Da. Și Craiova, jucând, că multă lume a spus că domnule a dat kicks la Craiova și... Nu știu cât de mare a fost kicks-ul, pentru că echipa juca cu Mutu, după aia echipa a avut probleme. Aceia jucători au avut probleme. Sigur, am spus că nu-l recomandă. Așa poate nici pe Ursea nu l-a recomandat, că a fost principal doar la Nice. Dar și cu Ursea am vorbit acum câțiva ani, că l-am întrebat de un jucător din Elveția și mi-a făcut o expunere care m-a șocat, adică în sensul pozitiv. Nu, bine. Adică... Știe absolut toate... Da, e foarte bun, e foarte bun. Adică e un tip analitic, place foarte mult. Nu știu, dacă sunt șanse ca el să ajungă selecționer, n-are experiență nici el, chiar dacă are o vârstă înaintată față de Adrian Mutu.
au mai fost selecționeri care au fost numiți și pe la alte naționale mult mai, știu eu, notabile, să spun așa, decât naționala noastră, fără experiență, doar că au fost mari jucători. Mutu a fost foarte mare jucător, asta nimeni nu poate și să o conteste. Și a și lucrat cu niște antrenori. A și lucrat cu niște antrenori, da, extraordinari, dar cred că unii au lucrat și n-au înțeles mare lucru. La el nu e caz. Spune că te-au surprins niște nume de pe listă, că am tot văzut. Nu, de pe lista celor care judecă componența, componența comisiei. Da, nu, eu nume nu-l știu, nu știu cine este. Nu știu, nume cu n-are sorginte. Da. Românească, dar nu știu și mie mi-a sărit în ochi, nu știu cine este, credeți-mă, și am sunt de 30 de ani totuși în fenomenul ăsta.